Înotătorul Robert Glință își continuă pregătirea pentru Jocurile Olimpice pe un simulator izolat lângă Pitești. Cu optimism și multă răbdare pentru a depăși această perioadă, Robert Glință, cel mai titrat înotător român al momentului calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo, își continuă pregătirea acasă. Cu ajutorul unui simulator, Robert înnoată fără apă. Izolat lângă Pitești, Robert se poate bucura și de o pregătire fizică variată alături de tatăl său, Ciprian Glință. Salutare, oameni buni! Vreau să vă spun că chiar dacă aparent suntem izolați separat, fiecare la domiciliurile noastre, nu sunteți singuri, nu ați fost și nu veți fi nici de acum înainte, pentru că de asemenea și eu stau acasă și toate personajele pe care dumneavoastră le îndrăgiți sau le urmăriți în viața de zi cu zi, de asemenea, fac exact ceea ce faceți și dumneavoastră, respectă în aceeași măsură mesajele stricte ale autorităților, pentru că cu toții ne dorim să trecem peste această perioadă cât mai repede posibil și cu toții luăm acest lucru foarte în serios și când spun cu toții, mă refer la cu toții împreună și nimeni nu este separat în această ecuație. Familia îi dă suportul moral că împreună pot trece peste orice obstacol. Toți suntem în aceeași echipă, trebuie să avem încredere, speranță și vom reuși să traversăm această perioadă. Este mesajul transmis de Robert și Team România.